Și tot se leagă de mine de acum 5 zile în urmă. Păi da, nu știi că așa face, că nu vede că vede da, că da, stai asta, și nu... Da, nu mai pot și atunci îți bunesc. Vede pe alea vechi, așteaptă să termine alea vechi și gata, nu o să mai fie nimic. Eu nu înțeleg de ce zici tu că vă certați, că stați voi, patru, cu ce vă certați? Ce treabă ai tu cu celelalte, ca să zic? Schistele alea vechi și întărește râca, vă scoate înapoi. Asta faci. Noi dacă nu avem material, da, nu ne, nu face emisiune multă cu noi. Ce știi, eu zic că ți-ai găsit ce-ți trebuie, dacă zici și tu la fel, nu mai ai motive să te ceri să faci alte chestii. Tragem amândoi la aceeași căruță acum și nu o să mai fie, spun eu că o să fie exact tema emisiunii. Bine că o să mai fie o ceartă și între noi sau aia. N-ai cum să eviți chestia asta. Că practic asta e, până la urmă. Te și iubești, dar te mai și cerți. Ce mi se pare absurd, n-ai voie să vorbești cu băieții între ei, gata, dai ceva cu ăla? Ce faza de aia mi s-a părut tot? Aha, adică dacă glumești și vorbesc cu Cristian, cu cine vorbesc, cu Marian sau cu ăștia, gata, ai ceva cu ăla, te dai la ăla? Păi tu poate nu, ei poate nu spun așa, dar tu când vorbești cu ăla și ăla se duce în casă, ăla poate ia pe cineva și spune, uite ce am vorbit, uite ce mi s-a părut. Poate vorbești prietenește, dar el poate nu înțelege că vorbești prietenește. Poate interpretează altceva, ia pe ăla și uite mă cum mi s-a părut că se dă la mine, că face, că drege. Poți, se pot întâmpla și chestiile astea. Pune un picior pe el ca să-l rupi în două. N-ai vrea nebunul. Dacă erai în exterior. Nu mai suntem aici. Ce-am făcut? Nu e adevărat. Unde? Casă? Se prinde moldoveanul. Nu, nu știu ce spune. Sau știu. Și nu știu că mai aveți tavan, nu. Nu stai așa, știu, ți-am spus. Elena, o să-i cadă o de-aia în cap până la urmă. Știam că nu-i tavan, de la emisiune. De unde știam? Odată era o cameră în asta și era un material cu Andrei, parcă. Și odată ăștia, nu știu cum, camera prea în sus și s-au văzut, mai sus de perete, țevile astea. Atunci mi-am dat seama că nu am tavan cu prostean. Bubulina. Și cât mă enervez că nu o pot fi așa, nu? Cum? Da, serios. Da, serios, cum? Vrei să te pup matur? Da. Cum? Da, eu sunt un copil. Cum să te pup matur? Ca un matur. Nu știu. Așa nu fac oamenii maturi. Dar cum fac oamenii maturi? Nu știu. Nu am zis haideți, nu? Am sechelii, cred că de acum când îmi zice haideți. Da. Așa nu, așa nu. Așa da, așa da, așa da. Oricum te pup, ți-i place. Nu contează, numai că te pup. Da. No. Nu? Da. No. Sigur. Cine se iubește cel mai tare de aici? Noi. Mhm. Nu. Pe tine și tu pe mine? Păi da, e pe tine tu pe altul? Da, eu pe tine tu pe alta. Mai cum mai degrabă crezi asta decât inversul? Nu? Eu ți-am zis că eu știu. Ce știi?
ce sunt și cum sunt și ce vreau și ce nu vreau? Eu nu știu. Iar încep. Ba știi, cum să nu știi? Nu știu, astea prea serioase, gen mutat, nu știu acum ce să spun. Da, ți-am zis, nu te-ai mai gândit tu că nu sunt eu nebună să insist pe lucrurile astea. Te-am întrebat ca să știu. Dacă tu zici nu categoric, păi stai dar puțin. Dar n-am zis nu, asta nu zic, asta nu vreau nu să aud. Nu știu. Nu știu cerea mea acum să facem la nu știu, dar astea nu planul de... Vedem noi. Nu? Nu știu. Vedem, ne mai cunoaștem, adică mai vorbim. Nu, știu că noi nici nu, adică să spun da, eu spun exact și nu știu. Îi lasă, zicea, nu, îi las. Așa noi când primim câte un mesaj, toată lumea fuge și eu cel puțin când le citesc mai de mine cu la valiera, da? Toată lumea speră, vin, vin, da. Mm. Asta e, da? De ce? Lasă-mi grijă de tine, că ești un copil. Da. Ce am făcut? Ce? Da, are problema. Oh, băi, dar ce la valieră, gigant. Da. Ia cum sunt blugi, îmi trage pantaloni după mine. De familie care